Război în instanță în toată regula pentru o notă de 1 la muzică. Părinții unui elev, magistrați, au mers până în pânzele albe pentru fiul lor și au dat școala în judecată. Ei vor să obțină anularea notei pe motiv că 1 se dă doar pentru fraudă. Reprezentanții colegiului au altă părere și spun că elevul și-ar fi meritat nota pentru că n-a scris nimic la test. Scandalul a pornit la Colegiul Național din Iași în octombrie anul trecut de la o lucrare de control la clasa a 6-a. Elevilor li s-a cerut să scrie mai multe note muzicale, precum si bemol, do bemol și alte asemenea, dar și să identifice enarmonicul acestora și să le transcrie apoi pe portativ. Cum elevul în cauză nu a reușit să facă în mod corect acest lucru, a primit doar punctul din oficiu și a fost notat cu nota 1 la test. Nemulțumiți, părinții, mama procuror militar și tatăl judecător au cerut ca lucrarea să fie recorectată. A fost o comisie care a reevaluat testarea și s-a ajuns la concluzia că era cumva la momentul respectiv, era justificată acea notă. Adică elevul poate primi orice notă. Conducerea școlii s-a ținut însă tare. Regulamentul permite notarea cu 1 dacă nu scrii nimic în lucrare. Părinții au mers și mai departe și au reclamat cazul la inspectoratul școlar. A fost o discuție cu părintele, a fost o discuție cu profesorul, a fost o discuție inclusiv cu profesorul diriginte. Au fost parcuși, desigur, toți pașii necesari, dar se pare că totuși a fost nevoie și de sprijinul și opinia instanței. Așa au ajuns părinții să ceară anularea notei în instanță. Au studiat legislația și au mizat pe argumentul că nota 1 se dă pentru fraudă. Cazul inedit i-a împărțit pe ceilalți părinți în două tabere. Deranjant, bineînțeles. Exagerat, da, așa, din punctul meu de vedere. Da. Aș vrea să-și achite toate obligațiile, nu neapărat să devină muzician sau nu știu ce artist. Dacă profesorul hotărâcă chestia asta, numai acum să nu fie nirăzbunare. Acum unul știu că se pune la copiat. Părinții ar trebui să înțeleagă că ei nu sunt cei ce au capacitatea de a evalua, acela este profesorul. Între timp, părinții au cerut strămutarea dosarului în alt județ, cerere care se va judeca în această lună. Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.